total al senatorilor, 165. Numărul total al votanților, 133, din care voturi pentru, 102, voturi contra, 30, voturi anulate, 1. Ca urmare a faptului că în urma votului exprimat a fost întrunit votul majorității senatorilor prezenți, în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale articolului 150, aliniatul 3 din regulament, Senatul adoptă proiectul de hotărâre prin care cere urmărirea penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru Securitatea Națională și fost ministru al Afacerilor Interne și în prezent membru al Senatului României, pentru faptele ce fac obiectul dosarului numărul 905/P/215 al Direcției Naționale Anticorupție, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă mulțumesc!